Angajații de la cele patru unități miniere care rămân să scoată cărbune pentru complexul energetic Hunedoara află în aceste zile cine sunt investitorii care aduc banii. Chinezii sunt cei care au amânat deschiderea ofertelor. Dar luna februarie este una decisivă. Imediat ce se vor face investițiile, putem vorbi și de angajări în minerit. Cereri de la exploatări sunt de angajări, într-adevăr, de angajări de personal, dar noi considerăm că în urma investiției pe care o să o facem, să reușim să ajungem la o situație economică care o să ne poată permite să facem angajări. Știu că în luna februarie, luna asta, o să fie procedura. Chinezii sunt primii pe lista de potențiali investitori, însă nu sunt excluse și alte oferte. Responsabilii diviziei miniere spun că va câștiga cel care vine cu cea mai avantajoasă ofertă, iar apoi banii vor fi investiți în subteran pentru ușurarea muncii ortacilor. Sunt vizate toate unitățile miniere, complexe mecanizate la Livezeni, la Lupeni, combine de înaintare, benzi transportoare, mică mecanizare la toate exploatările, la Lonea, combine de abataj, deci avem în vedere toate unitățile miniere. Chinezii sunt dispuși să investească în retehnologizarea minelor de cărbune din Valea Jiului, dar au amânat selecția de oferte până în luna februarie, când sunt așteptați la complexul energetic Hunedoara.